Am un scurt mesaj în dimineața aceasta pentru dumneavoastră și dacă vreți să mă urmăriți, am să citesc din Ioan capitolul 8 de la 21 la 29. Și cuvântul Domnului spune așa, Iisus a mai spus, eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Acolo unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Atunci iudeii au zis, doar nu avea de gând să se omoare, de zice, unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Voi sunteți de jos, le-a spus el, eu sunt de sus, voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Cine ești tu? i-au zis uh, ei. Isus le-a răspuns, ceea ce de la început v-am spus că sunt. Am multe de zis despre voi și de osândit în voi, dar cel ce m-a trimis este adevărat. Și eu ce am auzit de la el, aceea spun lumii. Ei n-au înțeles că le vorbea despre tatăl. Iisus deci le-a zis, când veți înălța pe fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu. Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce îi este plăcut. Cea mai mare problemă prezentată în Evanghelia după Ioan este identitatea lui Isus. Dacă ați fost atenți și până în capitolul 8, dar până în terminarea cărții Ioan una din cele mai mari probleme este legată de identitatea lui Isus. Cine ești tu? Iar textul de astăzi ridică problema foarte direct și vin iudeii și îl întreabă, cine ești tu? Care este identitatea ta? În pasajul acesta, de două ori Iisus răspunde, eu sunt. Și de curiozitate m-am uitat în limba greacă și în limba ebraică. Ego emi e în, uh, în greacă, și e echivalentul lui Iaha din evreiește când Dumnezeu se prezintă sub numele lui propriu lui Moise. Cine vrea un argument mai puternic decât acesta, n-are. În sensul că Isus din Evanghelia după Ioan este egal Jehova din Exodul. E unul și același în esență și substanță. Este a doua persoană din Trinitate. Este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Oameni buni, aceasta este identitatea adevărată a lui Hristos pe care noi trebuie să o cunoaștem. Și acum vă întreb, voi îl cunoașteți pe Isus și sub numele acesta personal al lui, sub identitatea lui? Fratele Beni Faragau, un pastor din Cluj, de la una din bisericile baptiste de acolo, spunea că toată Biblia, practic, este istoria unui nume. Toată istoria, sau toată omenirea, se prinde în istoria aceasta a unui nume. Ambiția omenească de la Babel, știți care a fost? Ascultați! Tot pământul era o singură limbă și aceleași cuvinte, Pornind ei spre răsărit, au dat peste o câmpie în țara near, au descălecat acolo, au zis unul altuia, haidem să facem cărămizi, să le ardem bine în foc. Și cărămida le-a ținut loc de piatră și smoala le-a ținut loc de var. Și au zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn a cărui vârf să atingă cerul, să ne facem un nume, ca să nu mai fim împrăștiați pe toată fața pământului. Să ne facem un nume. De atunci până în ziua de astăzi, ambiția omului este să-și facă un nume. Uitați-vă dumneavoastră, oamenii mai proeminenți în societatea, fie că e americană, românească, rusească, moldovenească, știți, pe, știți ce nume dau companiilor lor? Numele lor! Acum noi avem un pretendent la prezidențiale foarte interesat să-și pună numele pe tot. Îmi place politica lui, dar ambiția lui de a-și face nume ne, ne, ne trimite până la Babel. Poate vei zice, ok, și am și o corporație. Știți că i-am pus numele? Sarlia Corporation. Păi vrea să mă știe lumea sub numele ăsta, nu? Și fiecare își cam pune numele lui. Sunt câteva lucruri pe care vreau să vi le spun vis a -vis de nume. Numele oferă identitate, autoritate, și renume sau faimă sau, dacă vreți, reputație. Și Dumnezeu face același lucru. Dumnezeu e interesat ca numele Lui să fie cel mai vestit nume de pe pământul acesta. Nu și l-a pus pe o clădire. Da. Și l-a pus în mine și în tine. Și o să aduc câteva versete biblice la capitolul acesta. Când și-a anunțat nașterea fiului lui, n-a scris cu fum pe cer, ci a scris prin stele. Nimeni n-a anunțat nașterea copilului lui pe bolta cerului. Așa de important este fiul lui Dumnezeu. Și o să vedeți că numele lui Isus Hristos i-a dat o autoritate imensă. O să ajungem imediat și acolo. Dar identitatea. Noi, în cultura românească, avem nume și prenume, da? Știți, careva să-mi explicați care e istoria la astea? Sau ce înseamnă unul și altul? Interesant. Numele este, practic, numele de familie. Numele pe care îl împărtășesc toți membrii familiei. Așa că îți poți da seama despre o familie după numele pe care îl poartă. Prenumele este numele, dacă vreți, personal, unii spun numele de botez sau numele pe care îl dau părinții copiilor. Deci, numele în societatea noastră românească și, de obicei, în societatea vestică, este din nume și prenume. Unii pun înainte, unii pun după, asta prea puțin contează. dacă la Babel oamenii au vrut să-și facă un nume, și asta scrie în Genesa capitolul 11, în Genesa capitolul 12 Dumnezeu îl alege pe Avram și știți ce îi promite Dumnezeu lui Avram? Printre altele. Deci auzi ăștia la Babel vor să-și facă ei un nume. Lasă-mă pe mine să-ți fac un nume. Lasă-mă pe mine să-ți fac eu un nume. Și cine nu știe de Avram la ora actuală? Zice, lasă-mă pe mine să-ți fac un nume. Și probabil de aici fratele Beni Fărăgău a fost inspirat să spună, toată istoria omenirii este istoria unui nume. Lasă-mă pe mine să-ți fac numele. Și ce nume i-a făcut Dumnezeu lui Avram a fost extraordinar. Când Iacov, asta e unul din patriarhi, se întoarce de la Laban, el poartă într-un fel un felul nume destul de greu ca și semnificație. Iacov, prin traducere, înseamnă înșelătorul sau cel ce ține de călcâi. Și Esau, fratele lui geamă la un moment dat zice, păi nu degeaba i-or pus părinții numele Iacov, că i-o fura binecuvântarea, nu? Are Iacov o întâlnire cu Dumnezeu când se întoarce de la Laban, la Peniel. Și citim în, în, Genesa, lucrul acesta în Genesa, capitolul 32, 27 și 28 în special, lupta lui Iacov cu, cu, Dumnezeu. Și la un moment dat, către dimineață, lupta era tot mai tare. Iacov primește o lovitură în coapsă, începe să șchiopete, dar se agață de îngerul lui Dumnezeu acolo și spune, nu te las până, nu bine cuvinte. Și primul lucru pe care îngerul Domnului îl Pune fața lui Iacov și zice, auzi, care ții numele? Credeți că i-a fost ușor lui Iacov să zică, pe mine mă cheamă Iacov? Nu știa îngerul Domnului semnificația numelui lui? Și îngerul Domnului îi spune acolo, îți schimbi identitatea. Nu te vei mai numi Iacov, te vei numi Israel. Tradus în românește, cel ce luptă cu Dumnezeu. Ușii unii au crezut că e cel ce luptă împotriva lui Dumnezeu. Adevăratul sens este cel ce are pe Dumnezeu alături în luptele lui. Și uitați-vă, fiți cu ochii pe Israel acum. De câteva zile au mai început un război. Și în atentatele pe care, atentatele, prin loviturile lor pe care le-au dat Hezbollahului în Libia, au omorât doi din liderii Iranului. L-a omorit liderul Hezbollahului și unul din generalii gărzii revoluționare din Iran. Zilele astea. Deci, pe de o parte, duc războiul în Gaza cu Hamasul, acum duc războiul cu, cu Hezbollahul în Libia și teamă mie, cu Libanul, am sorry, și teamă mie că o să înceapă ei și cu Iranul. Ceva nu-i coșer acolo, ceva nu-i nu nu cum trebuie. Și evreii, la ora actuală, nu mai stau să fie ei loviți. Dau ei dinainte. Se pare că e o nouă tehnică pe care uh, o, 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 o promovează și, totuși, înainte ca să dea ei, sună trâmbița și zic, hai, fugiți de acolo, că acolo dăm cu bomba. Nicio altă nație nu face război în felul ăsta. Și numele pe care Dumnezeu i l dat lui Iacov la peniel de Israel este numele pe care îl poartă astăzi urmașii lui Iacov. Și avem în istoria noastră recentă poporul Israel. Cei care, prin traducere, înseamnă cei care îl au pe Dumnezeu alături de el. Mai târziu, Moise este trimis să-i scoată pe evrei din Egipt și una din întrebările lui Moise zice, eu mă duc la evrei. Dar dacă ăștia mă întreabă, care e numele Dumnezeului nostru, eu ce să spun? Și Dumnezeu îi spune lui Moise, zice, du-te și spune-le că Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi. Bine, dar care e numele tău? Uite, numele meu personal este Iaha. Și de aici a venit Iahve sau Jehova, ca derivat de nume. Și zice, cel ce este m-a trimis la voi. Eu sunt cel ce sunt. Du-te la evrei. și evrei l-au crezut pe Moise? Și l-au cunoscut pe Dumnezeu sub numele acesta. Așa de sacru a devenit numele acesta în, în, în limbajul evreilor, încât, după robia babiloniană, ei n-au mai îndrăznit să-l pronunțe ca să nu-l blasfemieze. Și tot ce găsiți dumneavoastră în Biblie, tradus în Vechiul Testament, în special cu Domnul, este Adonai. Înlocuirea lui Iaha. Sub numele lui personal, sub această nouă identitate, s-a prezentat Dumnezeu lui Moise. Haideți să vă spun o veste bună. Dumnezeul acela din vechime, prin Isus Hristos, ne dă dreptul să devenim și noi copiii lui Dumnezeu, să luăm identitatea lui Dumnezeu. Ioan, capitolul 1. Dar tuturor celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Identitatea mea și identitatea ta este dată la ora actuală de asocierea lui Dumnezeu cu noi. Și lucrul acesta de intrare în familia lui Dumnezeu se numește naștere din nou. Prin naștere din nou orice credincios. Care cheamă numele Domnului, intră în familia lui Dumnezeu și are dreptul să-l numească pe Dumnezeu Tată. Asta e valoarea unui nume, că îți dă identitate. Al doilea lucru, autoritate. Când vorbești de autoritate, înseamnă că numele acesta are putere. Ca să vedeți că și numele dumneavoastră are o oarecare autoritate. Fiți atenți la cecurile sau contractele pe care le semnați. Când v-ați pus numele pe un cec, sub suma respectivă, ați semnat. Ce ați semnat? că e valid. valid. Ce dă autoritate unui cec sau unui document? Semnătura. Când ne uităm la Dumnezeu, numele Lui este un nume de autoritate. Oh, aș putea să vă duc prin multe exemple în Vechiul Testament. El a semnat cele zece porunci, el a semnat planul Templului lui Solomon, dar mai mult decât atât, el cu sângele lui Isus Hristos a semnat garanția mântuirii mele. Și-a pus numele acolo și a spus: Când vin, tu ești al meu. Și avem credința că îi aparținem Lui în baza autorității care vine din numele lui Isus Hristos. În Filipeni, Biblia spune că Isus a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Că Isus Hristos este Domnul. Domnul. Asta e semnătura lui Dumnezeu. Și și-a pus și pe cetia Duhul Sfânt în noi. Citiți Efeseni în sensul acesta. Deci când Dumnezeu a lucrat mântuirea omenirii, prin numele lui Isus Hristos, El a semnat cu sângele Lui, a semnat mântuirea noastră. Credeți că nu se ține de cuvânt? Dacă eu mă țin de cuvânt și voi vă țineți de cuvânt când v-ați pus semnătura pe un cec sau pe un document, nu-și ține de Dumnezeu promisiunea? Nu se ține de Dumnezeu de cuvânt? Mai ales că a semnat cu sângele Fiului său. Câtă emoție trebuie să fi fost pe omul de la poarta frumoasă a Templului când Petru și Ioan i-au spus, Aur și argint, n avem. Probabil au fost șocat de afirmația aceasta. Dar când ei au spus, dar ce avem îți dăm în numele lui Isus Hristos, ridică și umblă. Câtă emoție pe omul acela. Ce viață nouă în el. Nu putem folosi aiurea numele lui Isus. Au fost șapte ficiori al lui Sceva și mă gândesc că știți istoria lor din faptele apostolilor. În numele lui Isus, pe care îl predică Pavel, demonilor, ieșiți afară. Și nu a mers așa. Nu a mers așa. Mare atenție, avem autoritate din part și drept din partea lui Isus să folosim numele Lui. Dar numele Lui nu poate fi folosit oricum și oricând și în orice condiții. Deci numele, identitate, autoritate, dar numele mai înseamnă și renume sau reputație. S-a făcut un sondaj printre evrei, care este cel mai renumit evreu din istoria lor? Și nu au avut cum să nege faptul că Isus este cel mai faimos evreu. Este cel mai recunoscut. Cu renumele cel mai mare. Cunoscut de o grămadă de oameni pe pământul acesta. Este cel mai faimos evreu. Deși este cel mai cunoscut, cel mai iubit și închinat de miliarde de oameni, totuși este controversat, este criticat, este înjurat, este blasfemiat. Numele lui Isus Hristos. Dar numele acesta are o autoritate extraordinară. Se încheie cartea Apocalipsa cu istoria unui nume. Începe Genesa cu istoria unui nume, se termină Apocalipsa cu formarea unui nume extraordinar. Dar până la textul din Apocalipsa, dați-mi voie să vă mai citez unul din fapte 4 cu 12. Petru spune, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Evrei care discută cu Iisus Hristos îi spun și cine ești tu? Care este identitatea ta? Și Iisus spune în felul următor, de aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți căci eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Dar Apocalipsa se încheie cu următoarea afirmație. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se chema cel credincios și cel adevărat. Și el judeca și se lupta cu dreptate. Ochii lui erau ca focului. Capul lui era încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nu-l știa nimeni decât el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire alb și curat. Din gura lui ieșa o sabie ascuțită care să lovească neamurile cu ea și le va cărmui cu un toiac de fier și va călca în picioare în picioarele teascul mâniei, vinului mâniei aprinse a tot puternicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Asta e istoria unui nume. Și se vor deschide cărțile și se va uita Hristos și după numele Mântuiților Lui. Nu-mi doresc altceva mai mult decât să știu că numele meu e acolo. Și e acolo că mi-a promis și eu cred în El. Eu cred că El este. Eu cred nu doar în existența Lui, ci eu cred în cine a spus El că este. Iisus are un renume extraordinar. Îl știe nu doar pământul, îl știe tot universul. Știi că viața și moartea depind de credința ta în Isus Hristos? Iisus a spus: Dacă nu credeți că și eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Vestea bună e că există soluție pentru păcat. Și soluția pentru păcat este sacrificiul lui Isus Hristos. Și declarația de credință în numele Lui este salvivică, este mântuitoare, este salvatoare. De aceea Biblia, în câteva rânduri, spune oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Dacă ești astăzi aici și n-ai chemat încă numele Domnului peste tine, nu vrei să-L chemi? Și El îți promite mântuirea. Îți promite iertarea de păcate și viața veșnică. Asta e promisiunea Lui și nu doar promisiunea Lui. Asta va împlini. Pentru că și-a semnat numele în dreptul meu și în dreptul tău. De aceea, nu uitați că identitatea noastră este legată de El. Autoritatea pe care o avem în lumea aceasta este legată de El sau derivă din El. Și reputația numelui lui Iisus Hristos ne face pe noi să ne aliem cu cel mai renumit din universul acesta. Îl laud pe El că e Tatăl meu și e Tatăl nostru. Și vă binecuvintez pe toți e numele Lui. Numele lui să strălucească peste voi și fața lui să vă dea bucuria și pacea de care aveți nevoie. Amin! Amin.